În 1 Împărați, capitolul 12, cu versetul 8, stă scris Dar Roboam a lăsat sfatul pe care îl dădeau bătrânii și s-a sfătuit cu tinerii care crescuseră cu el și care erau în prejurul lui. Roboam, fiul lui Solomon, se vede ajuns conducător al unui regat care atinsese culmea prosperității pe parcursul domniilor predecesorilor săi. David, și Solomon. Ceea ce visase, crescând alături de tatăl său și privind cu admirație la stilul autoritar, aproape despotic de raportarea acestuia la supușii săi, îi se așeza acum înainte. Astfel, Roboam lasă deoparte sfatul celor cu experiență de a îndatora poporul prin fapte de bunătate și alege sfatul tinerilor. Al prietenilor săi, de a trata poporul cu și mai multă severitate. De ce alege Roboam în acest fel? Evident, sfatul celor din aceea generație cu el era pe placul său, în acord cu propriile gânduri și aspirații. Și de aici putem extrage o primă provocare în dreptul celor tineri, și anume, vei căuta mereu compania celor care rezonează cu viziunea ta. Cu propriile așteptări de la viață. Dar nu uita niciodată că lucrurile se petrec și în celălalt sens. Viziunea și așteptările tale cu privire la viață vor purta mereu urma celor cu care te însoțești. Există însă și o altă lecție valoroasă, din păcate uneori pierdută din vedere chiar de aceia care au cea mai mare nevoie de a o învăța, ocupați fiind să arate cu degetul spre cei tineri. Este posibil ca un eșec la fel de mare pe care versetul de azil îl scoate la lumină să țină de generația celor în vârstă, a celor cu experiență și să reprezinte nereușita acestora de a transmite principii și valori sănătoase următoarei generații. Învață-ne, Doamne, și ajută-ne ca fiecare în parte, dar împreună bătrâni și tineri, să ne îndeplinim cu succes misiunea pe care ne-a încredințat-o pentru acest timp. Dă sfaturi la vârsta la care acestea sunt primite, pe un ton și într-un mod în care să fie acceptate, dar nu uita că, la un moment dat, sfaturile își vor pierde puterea și tot ce va rămâne va fi ceea ce ai clădit până la acel moment, în mod deosebit prin exemplul tău.